când eram mai mică, îmi plăcea foarte mult să dansez. Și când eram mică, vreau să devin cântăreață, nu știu de ce, îmi plăcea foarte mult să cânt, dar acum îmi place mai mult partea de dans. Eram foarte grea de picior, nu puteam, nu-mi ieșea niciun fel de mișcare, dar într-o zi a venit prietena mea la mine și mi-a zis, hai să-ți arăt și să încercăm. De atunci am început. Având în vedere că sunt la acest ansamblu doar de un an de zile, am reușit să apuc din urmă ceea ce au făcut fetele și să fiu în pas cu ele, să știu toate dansurile, toate suiterele. Am repetat foarte mult. Facem și repetiții în weekend, dar pe vară făceam și de câteva ori pe săptămână, repetând cu fetele și cu mami pe acasă. Mami mă susține foarte mult. Și prietenii, și familia. Îmi place foarte mult scena. Cu siguranță o să muncesc mai mult decât am muncit până acum. Să dau tot ce este mai bun din mine, să-mi fac familia mândră și poate o să ajung cineva. Dedicând mai mult timp pentru asta, să exersez mai mult, să progresez. Mergem pe undeva în alte comune, când suntem toate, când dansăm și cântăm. Experiențele pe care le avem pe scenă și când lumea ne apreciază atât de mult și ne aplaudă, atunci este un sentiment foarte frumos. Acum ceva timp am fost puțin bolnavă și nu prea am mai fost la repetiții, rămânsasem în urmă și am zis că nu mai pot să recuperez, îmi era foarte greu să și fac așa de mult efort, dar nu am renunțat, am zis că nu vreau să renunț la chestia asta și am continuat. Plăcea foarte mult de Michael Jackson, acum câteva zile am avut un proiect de făcut la engleză, unde trebuia să-l imit pe Michael Jackson și mi-a ieșit destul de bine. Când văd mai multe videoclipuri cu copii mai mari care au excelat mai mult în chestia asta, când îi văd acolo, vreau și să ajung tot în acel loc, tot în acel punct, sus, așa. Aplică și tu la bursa de merit mai mult alături de Kiss FM. Meriți și tu mai mult!